Ne aflăm chiar în studioul unde Florin Condurățeanu filma emisiunea pentru România TV alături de colegii noștri. Îl avem alături de noi pe Răzvan Condurățeanu, fiul marelui om și jurnalist Florin Condurățeanu. Cum vă simțiți? Sunteți chiar în locul unde tatăl dumneavoastră filma emisiunii. Sunt foarte trist de tot ceea ce s-a întâmplat. Pentru mine a fost ceva la care nu m-am gândit niciodată. A fost atât de repede și atât de cum să spun, de sfârșitor în același timp, pentru că la ora 17 am mers și l-am luat de la servici și la ora 19, să zic, cam așa era ceasul, nu mi-aduc aminte bine, s-a sfârșit, mergând pe picioare. Exact ce mi-a spus. Eu trebuie să mor la ziar și pe picioare. Ce să spun, mă trec niște fiori. Faptul că Florin nu mai este în viață, în același timp am fost foarte fericit și foarte încântat de el, de tot ceea ce a făcut în cariera lui de toată viața. A fost un om foarte apreciat de toată lumea. El și a ținut foarte mult la colegii lui, i-a apreciat foarte mult pe toți colegii și din presă și de peste și din alte domenii. A fost un tip, un om care, iubitor de neam și de țară. El totdeauna transmitea acasă gândul că cel mai frumos lucru este să fii român și că este foarte important lucrul ăsta și să-l ții minte și să-l porți în suflet toată viața. Ce să spun, am amintiri extraordinar de frumoase cu tata când mergeam cu el și îmi povestea despre toți colegii lui de presă și la fiecare, deci la orice, cum să spun, orice emisiune la care el se uita și o vedea și colegul de platou venea cu ceva spectaculos așa, imediat mă suna și spunea, bă, ai văzut ce a făcut Ciutacu, bă, ai văzut ce a făcut, nu știu, Oana, nu știu, alți colegi din presă. Nu, bă, uite-te, o emisiune extraordinară, cât naționalism, ce suflet cald și cum au pus problemele și asta este foarte important și pentru nație și pentru oamenii care ascultă și trebuie să transmiți totdeauna sentimentele tale proprii, fără să spui, domne, sunt la televizor și au trebuie să vorbesc anumite lucruri sau scurs, să fii tu însuți când ești în emisie și când prezinți sau când moderezi o emisiune. Colegii lui și toți cei care l-au cunoscut spun că niciodată nu l-au auzit spunând un lucru de rău de altă persoană. Întotdeauna avea doar gânduri bune, avea doar vorbe bune pentru alte persoane. Ce v-a învățat cel mai mult? Ce este cel mai important lucru pe care l-ați învățat de la Florin Condurățeanu? Cel mai bun lucru au fost așa sentimentele vis-a-vis de colegi în viață și de oameni, să ai niște sentimente curate, niciodată să nu devii un tip irascibil sau un tip care să nu fi plăcut în societate, să înțelegi oamenii și să apreciezi lucrurile bune care le fac ceilalți. Asta spunea Florin când stăteam amândoi de vorbă și sau ieșeam împreună sau mergeam în vacanță împreună. Vis-a-vis de el am rămas și eu uimit și surprins, foarte plăcut surprins, ce frumos și câte lacrimi au curs în zilele astea după el și atâtea lacrimi au curs, cât de frumos au vorbit mari actori din România, colegii din presă, dumneavoastră și din medicină și toți oamenii care au interacționat cu el în această viață. Sunteți mândru că sunteți fiul lui Florin Condurățeanu. Da. Și să mă duc, cum mă cheamă, Condurățel. Pentru noi totdeauna a fost o mândrie. I-am spus și fetiței mele, tată, tu trebuie să înțelegi că ai un nume care te duce mai departe în viață și care nu trebuie neapărat
să știe cineva că ești, ești nepoata lui Florin. Numai când aude că ești condurățeanu, ușile ți se deschid. Asta am învățat eu copilul. Totdeauna el a iubit-o foarte mult pe nepoata lui și nepoata lui l-a iubit foarte mult. Drept dovadă că aseară când era la banchet, a terminat clasa 8-a, m-a sunat și mi-a zis, tata, a murit Suțu? Și eu n-am mai avut ce să zic. I-am zis, de unde știi chestia asta? Deci am auzit. Zic, da, tata, a murit Suțu. De ce nu s-a dus la spital, tata? De ce nu s-a dus la spital? Că i-am zis să meargă la spital. Tata, asta a fost, asta e viața. Zic, lucrurile merg mai departe. Tu știi că Suțu era un om puternic? Tu știi că Suțu era ambițios? Și a crezut în el și în puterea lui și drept dovadă că el totdeauna a învins. Acum se pare că, ce să spun, asta, starea asta care a avut-o, ca să nu zic stopul ăsta respirator, starea asta care a avut-o de leșin a dus la sfârșitul vieții. Întotdeauna avea grijă de sănătatea celorlalți și mai puțin de sănătatea lui. De ce nu a vrut să meargă la spital sau să se trateze sau să aibă grijă? Vă spun un lucru. Și bunicii și tata lui și bunicii mei totdeauna au evitat această zonă, adică e de să mergem la spital. Totdeauna a evitat să meargă la spital. Așa a fost și el a crezut în el, el a spus că e mai puternic decât orice, că nu se poate să-l dărâme pe el ceva. Îndemna pe toată lumea să meargă să trateze, îi trimitea pe toți la spital, le rezolva la toți problemele, dar el când a mers la spital a fost, cred că acum vreo 3 ani de zile, când la rugămintea domnului Bartoș s-a internat pentru că îi crescuse un pic tensiunea, și a avut să se stârdă vomă și atunci am zis, ne-am speriat. Bineînțeles că a fost o chestie trecătoare, atunci a fost la spital, a fost la Floreasca, da? A fost sub ochiul doamnei Bartoș și de atunci a spus, nu mai vin la spital, că nu am de ce să mai vin la spital, că uite, sunt bine. Și chestia asta, că atunci a fost un puseu scurt, pe el l-a întărit atât de mult și a zis că atât tare a avut încredere în el, încât a spus eu pot să trec peste. Și se pare că uite, cu situații de genul ăsta și sau cu boală, nu te poți... A fost totuși dorința lui Florin Condurățeanu să moară pe picioare, să nu fie tras de o boală. Da, asta și-a dorit foarte mult, într-adevăr. Și-a dorit foarte mult și mi-a spus foarte clar, eu trebuie să mor la ziar și din picioare. Și așa a fost. Eu l-am luat de la ziar după o filmare și am murit în holul casei. Și ultimul articol pe care l-a publicat chiar ieri dimineață a fost și pentru o echipă de suflet, o echipă de fotbal de suflet pentru Florin Condurățeanu. Ați primit mesaje și de la acea echipă? Da, am primit foarte multe mesaje, nici nu știu, sunt sute de mesaje care am primit și vreau să le mulțumesc la toată lumea pe această cale și vreau să mulțumesc la toți cei care au intrat în emisiune și au vorbit despre Florin Condurățeanu și au spus aceste vorbe atât de frumoase, pentru că și oamenii care nu l-au cunoscut personal au rămas, au început să plângă și au spus, dom'le, n-am crezut că de un om se poate vorbi așa și că a făcut atât de mult bine. El, fiind un mare om de presă, a făcut atât mult bine în jurul lui, fără niciun fel de condiție față de cineva. Totul a fost din suflet și așa era Suțu. Suțu trebuia să facă lucru că el vrea să ajute. Și dacă vrea să ajute, păi el asta vrea. El ajuta pe omul respectiv că avea nevoie, că trebuia să fie sprijinit, el îl sprijinea și era foarte fericit. Asta era singura lui dorință, să fie fericit. Noi cu toții, cei din presă, îl cunoaștem pe Florin Condurățeanu ca un om bun, ca un om iubitor, ca un om care îi ajută pe ceilalți, însă îl cunoaștem în această parte de presă, de meserie. Cum era acasă? Cu nepoata, cu copilul, cu soția? Era o veselie. Îi spunea Splendida. Nu, fime. Și spune, ce faci, mă, Splendida? Zice, ce spunem tu mie, cum e la școală? Măi, Splendida. Fata mea este la o academie de televiziune
și am fost foarte fericit că a luat de la el inteligența asta aparte. Asta e, se pare că și cât am citit, se duce din două în două generații. Și mă bucur foarte mult că a luat de la el foarte mult, foarte mult, natural, totul natural. Păi Țuțu, vreau să vă spun că în școală, când era elev, el a fost premiant totdeauna, având mai media 10 pe linie. N-a avut niciun nou în viața lui. Și singura lui bucurie era când își lua nota, când lua nota 10, își punea mâinile așa la spate și le freca așa. Asta era singura lui bucurie. Dar era atât de deștept, ca să, nu știu dacă e un cuvânt foarte mare, dar vreau să spun că era atât un om atât de deștept, încât el din clasă învăța lecția, o dată o asculta, mergea, o citea, acasă o dată și o mai citea o dată înainte de examen. Ceea ce vreau să spun că am fost foarte mândru de tata totdeauna, nu s-a vorbit decât de bine, nici nu vreau să știți ce plăcut este să te duci în oraș sau, eu nu știu, să te duci la școală și să vezi că lumea spune tu ești băiatul Florin Condurățeanu? Ai un sentiment extraordinar. Valorează mai mult decât orice avere și orice bani din lumea asta. Sunt, ce să spun, sunt mâhnit tare că a plecat de lângă noi, dar în același timp sunt mândru că sunt Condurățeanu și vreau să duc numele ăsta mai departe. Tot așa, cum a spus el, să duci numele ăsta mai departe, că asta e foarte important. Să nu-l uitați, să nu-l pierdeți. A plecat cu vreun regret Florin Condurățeanu? Nu. Cred că singurul lui regret a fost că n-a știut, că n-a mai prins rezultatele de la capacitatele copilului. Restul, nu știu dacă a plecat cu un regret anume, dar știu că el față de mine a apărut foarte tare. Vreau să spun că aici eu care îl cunoșteam foarte, foarte bine. Acum m-a păcălit un pic și pe mine, pentru că am crezut că începe să fie spre bine și el acasă a făcut figura care a făcut-o. Asta îmi reproșesc, că nu m-am oprit la spitalul Floreasca. Se simțea rău de mai mult timp? El a mai avut un pus, mai avusese cu o săptămână înainte un puseu de genul ăsta, tot așa, i se făcuse rău, dar s-a așezat pe pat, s-a întins, după care s-a dus, s-a spălat, s-a bărbierit și a plecat la ziar. Nu a fost niciodată ceva, cum să spun, să arate că este ceva foarte periculos. Niciodată. Și drept dovadă, vedeți că, fiind atât de bun, chiar a căzut în picioare, că a fost o moarte bruscă, fără chin, fără absolut nimic. Exact cum se spune că oamenii buni pleacă repede ca să nu simtă nimic. O replică care va rămâne mereu în istoria lui Florin Condurățeanu, te pup pe suflet. Care este povestea acestui salut al lui Florin Condurățeanu? Acest salut, te pup pe suflet, cred că acum 10 ani, tot așa, el având mai multe emisiuni, știți cum sunt și cele care se dau aici cu Vedete în Papuci, când a pornit în 1993 să meargă acasă, asta a fost ideea lui și a spus, nu, trebuie să fac ceva. El totdeauna a spus, nu, totdeauna în viață trebuie să faci ceva ieșit în comun, ca să atragi atenția. Și astea sunt vorbele lui. Tot ceea ce vă povestesc acum sunt vorbele lui. Și zice, și mi-a venit ideea, zice, 93, ia să fac eu o emisiune. Era atunci prima Antena 1, mi se pare. Mă iertați că am spus. Și a spus să-mi fac emisiunea Vedete în Papuci. Și a făcut această emisiune care a fost ceva extraordinar. El mergând acasă la toți mari actori, aduceți aminte, din trecut și prinsese foarte mult chestia asta, după care a mai avut emisiuni, după care a făcut acea emisiune împreună cu Adrian Păunescu, O noapte cu Adrian Păunescu, care a fost o emisiune extraordinar de cum să spun,
nu știu dacă e bine spus, bună. A fost o emisiune așa, ceva foarte, foarte, foarte ieșită din comun, ca să zic exact cum spunea, cum spunea el. La un moment dat, acum vreo 10 ani, a spus, i-a venit așa din senin, te pupă suflet. Și de atunci i-a plăcut cum a sunat lui, în primul rând, i-a plăcut foarte mult chestia asta, și a început să o spună la televizor. Încheia, dacă vă aduceți aminte, cu te pupă suflet. Și după aia aceasta a devenit o vorbă în care și eu, la rândul meu, în viață m-am lovit de chestia asta și copilul meu în viață, care se spune la școală, băi, ce face te pupă suflet? Adică deja e ca, parcă e un brand de țară, acest te pupă suflet, da. E o chestie frumoasă care sper să rămână în amintirea tuturor românilor și să spună mai departe. Dacă ați putea să-i mai transmiteți ceva tatălui dumneavoastră, ce ați spune? I-ați transmite un singur lucru, că nu trebuia să plece acum, nu era momentul. Trebuia să rămâi acasă. Atât. Altceva, n-am ce să-i spun, că l-am iubit foarte mult, noi n-am fost numai tată și fiu, am fost și prieteni. Și l-am iubit foarte mult și n-am avut ceva să-i reproșez vreodată. Nici nu puteam să fac așa ceva cum era el, ca om, dar asta pot să spun că îmi regret foarte mult, că a plecat prea de tânăr.